Divina Quintosa Parinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Cei ce ne doresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru să fim izbăviți noi de tot necaz, România, primejdia și nevoia, apre, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule! Prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria pe toți Sfinții, pomenire noi! Noi ieșinești unii și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să Dumnezeule cu har, Dumnezeule
Sfântă, curată, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenine, Doamne. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, și ne pe și toată viața noastră, lui Hristos. Dumnezeu să o dă. Este stăpânirea și împărăției împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Iar pace Domnului să ne mântuiește. Apă, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește. Slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, toți sfinți pomenindu-i. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
cel ce a fost înger în trup, temeiul pe care o mulțește în lăsatul acesta, acum în această țară noastră România și pe lumea ta. Iar pe noi, credincioșii care gustăm din aceste ofrande, ne simțește. Că tu ești cel care binecuvântezi toate Dumnezeu nostru, și slavă la Sfântul Sfântului Sfântului. Bine v-am găsit cu o terasă. Bine ați dat cine vă dat cu lacul ăsta? Preoții. Deci a fost adunat din grâul de pe deal, de pe aici, da? Da, bravo, frumos, bravo. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit că așa a fost frumos și am binecuvântat toate acestea și pe voi, ca toate să fie spre slavă la Dumnezeu. Bine ați venit. Domnul primar, trebuie să avem copii frumos de frumos, da. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Yeah.
Cuvânta Domnul față de pe noi, întrecările tale. Și al ca Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt voia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești, cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Timpul slavei tale cele negrăite sunt măcar, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine, iar cetățean raiului. Bine ești, cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ, din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tu. Pe o dumnezeire întâi străluciri, cu bună credință să lăudăm strigând, Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pre noi, care cu credință slujim ție, și ne scoate pre toți din focul cel veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție auzile și ne miluiește. Din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertate,
și demnitatea poporului român, pentru eroi din satul Stanița, căzuți în război, capitanul Optea, Ioan Andrei Costache, Pălan Ioan Ursu, Alexandru Antochi Costache, Borcea Gheorghe Donciu Vasile, Josanu Costache, Ionescu Gheorghe, Luca Vasile, Nițcanu Ioan, Leacu Vasile, Macovei Victor, Mitrofan Ion, Mircescu Ioan, Otea Ioan, Pavel Constantin, Pavel Vasile, Pricopi Vasile, Pricope Ioan, Tiron Costache, Nemeșunică și pentru care să li se ierte lor toată greșoarea cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor drepții să odihnesc mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, toți eroii neamului românesc din satul acesta, comuna aceasta, a căror pomenire facem astăzi în mod îndeoseb, odihnește, Doamne, în loc luminat de verdeață de odihnă, de a fugi toată durerea, întristarea și suspirul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească numai tu singuri fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, milă! Ție slavă înălțăm, împreună și cerului fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii Domnului. Sfine ți odihnește, Hristoase, sufletele adormiților pe cel ce ai făcut 60 de om, iar noi pământenii din pământ suntem zidici în același pământ, vom merge precum ai poruncit. Cel ce mai zidici și mi-ai zis, pământ ieși în pământ, vei merge unde toți pământenii mergem. Când tânguire de îngropare, cântarea, aleluia, aleluia, aleluia. Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiții.
copiilor, robilor tăi, de nu este durere, nici întristare, nici suspine, ci viață fără de sfârșit. Domnului să te rugăm, ne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce-i sfărând războarele cu brațul Tău cel preală, și binegrăita pentru care ne-ai arătat nouă că totdeauna jertfa este urmată de biruință și după cruce vine învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să se rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor care au putut de credință și patrie, s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Vedele acelora ca un nor de martire ne stau înainte și locurile unde odihnesc măsimitele lor păzesc hotarele pământului patriei. Iar cestitul lor sânge a dat-o blestarul libertății noastre. Pentru aceea dezleagă și iartele lor orice au greșit cu fapta sau cu forma, cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere în ceata ostașilor și sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești ostași vitești, purtători de privință, lupta cea bună a luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-ne în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor care datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne Dumnezeule puterea pururea, să pomenim jertfa lor cea mare și privind făturile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei tale și a împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul nostru popor român de pretutindeni, toți locuitorii comunii acestea, pe conducătorii țării, armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbeșugare și pace. Că Tu e Dumnezeu, mântuirii noastre, să-i slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, când al preasfințite Părinte binecuvintează. Cel care a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtător, părinți ai noștri, ai Sfântului și dreptului lată cel apatat de înviat din mor, rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae și a Sfântului Ilie de Zvicheanu, a căror sfântă pomenire facem și care sunt ocrotitorii comunii acestia, ale tuturor sfinților tăi, sufletele fraților noștri, într-o adormire, eroi ai neamului românesc. În cordurile dreptilor să le așeze, Amin. În sânul lui Avram să le odihnească, Amin. Împreună cu dreptul să renumere, Amin. Pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Amin. Sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi neamului românesc, ne fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire.
din neam în neam și din veac în veac. Pe făluri, Doamne, veșnică pomenire. Hristos, aleluia, din morți, cum altea pe moarte cărcând și cel din orminte viață. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească, iar pe noi să ne miliască ca un Mântuitor de oameni. Stropindu-i cu isop, mă vei curăța, spălare și mai mult decât zăpada la Domnul. Dăm în spate, deci, în spate. Deci, la poștă. A acestei comunități, aceea a cinstirii Sfântului Proroc Ilie, ocrotitorul acestei comunități, Stănița, și în prima parte a zilei am împlinit rugăciunea și mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce înseamnă un ocrotitor al acestei comunități, Sfântul Proroc Ilie, pe care astăzi îl cinstim. Sigur, de asemenea, în frumoasa tradiție a poporului român, cinstind pe Sfinți, căutăm să aducem ofrandă și moșilor și strămoșilor și eroilor neamului acestei comunități care s-au jertfit pentru apărarea țării, pentru aceste valori ale neamului și ale comunității în care și-au desfășurat viața și și-au împlinit activitatea pe acest pământ și pentru aceasta am săvârșit slujba de comemorare a eroilor neamului și a celor care și-au dus existența din binecuvântarea lui Dumnezeu pe aceste plaiuri aflate sub adumbrirea Harului Duhului Sfânt. Urmează momentul depunerii coroanelor, după care înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Ioachim va răspunde, va rosti un cuvânt de învățătură. Acum, Părintele Consilier Valentin Băltoi va da citire unui poem, odă eroilor de pe Valea Oituzului, dar și din Comuna Stănița. Odă eroilor de pe Valea Oituzului. La umbra fagilor bătrâni ce stau de strajă pe coline, Oituzul își poartă unduios a sale ape cristaline. El curge astăzi liniștit, dând sunet blând ca de cimpoi. O, de-ar vorbi câte ne-ar spune din anii aceia de război. Ne-ar spune că acum un veac această vale moldovană purta doar sânge de soldați căzuți în lupta transmontană. În orice susuri de izvor, disting ca într-un prelung ecou, profundul geamăt de mister scăpat din pieptul de erou. Pe creste mai găsesc și azi cât un stejar uitat de ani. În trunchiul lui tainic s-ascund schije și gloanțe de dușmani. Și arborii ce cresc pe munți aduc prin oste mulțumiri ce-și trag toți țeva din pământ udat cu sânge de martiri. Iar bolovanii de pe stânci, purtați în vale de șuvoi, au devenit altar sfințit, zidit pe oase de eroi. În nopți senine parcă văd pe cer luceferi strălucind, sunt sufletele de eroi ce au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitir, iar pomii toți care rodesc sunt cruci ce moșii le-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Poienile din munți sunt pline de iarbă bună pentru oi, dar glia lor este înțesată de o seminte de eroi. Tot pelerinul care astăzi străpunge munții prin Oituz, el mai aude la tot pasul sinistru zgomot
de obuz. Această vale e catedrală ce a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perenă sunt oasele de la subsol. Veniți să facem anamneză de bravii noștri sfinți eroi, să trecem liberi azi pe vale, că este pace, nu război. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți, preacuceriși părinți, preacuvioase mai distinse autorități locale, centrale și județene, iubiți credincioși și credincioase, este o tradiție frumoasă aici în Comuna Stanita și ne bucurăm că notabilitățile noastre în responsabilitatea administrației, culturii și a tot ceea ce este în județul nostru sunt prezente, precum și dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați asistat de dimineață la Sfânta Slujbă, ați venit ca de obicei în ziua aceasta închinată Sfântului Ilie de Zidian să punem lacrime și flori la monumentele acestea care înscriu numele celor care s-au jertfit de-a lungul anilor în acei ani de război, mai ales în ultimele două conflagrații mondiale. Anul acesta, după cum bine știți, se sărbătorim 100 de ani de la acel război greu, primul război mondial în epoca modernă, care a adus atâtea jertfe. Și din comuna aceasta au fost înrolați în acea luptă, a căror bătălii s-au desfășurat pe teritoriul eparhiei noastre a Romanului și a Bacăului. De aceea sunt aici reprezentanți ai municipalității de la Bacău, a județului de la Bacău, precum și a celui din județul Neam, știut fiind faptul că aici, ținutul acesta binecuvântat al Romanului, face parte din eparhia Romanului și a Bacăului și întreg ținutul județului Bacău, unde au fost mai multe scene de război, mai ales în primul și al doilea război mondial și valea aceasta de care am vorbit în poem, Poituzul, este cea mai frumoasă vale de trecut munții într-o parte și alta, dar a adus și atâta jertfe de-a lungul acelor conflagrații care s-au petrecut atunci cu atâta austeritate și împreșunare. De aceea îi mulțumim Dumnezeu că ne regăsim astăzi aici, în Comuna Stanița, unde, bineînțeles, vestigiile vorbesc de oameni care au fost în toate timpurile așezați pe aceste locuri, pe aceste plaiuri mioritice, iar noi venind aici, dând cinste înaintașilor, înseamnă că adăugăm și noi cărămida rânduită nouă de providență să o depunem la edificiul spiritualității înaintașilor. Cu acest prilej, bineînțeles, noi vom depune la mormintele sau la monumentele acestea care vorbesc de mormintele sau de morții care au căzut în diferite circunstanțe în război și după aceea, în mod solemn, vom inaugura și o casă-muzeu care amintește de cei care au plecat din comuna aceasta, fie în războaie, fie în alte părți, dar mai curând a personalităților care au trăit în diferite mănăstiri sau diferite locuri, au fost trimiși la datorie și ei, ca ostași al lui Hristos, jertfindu-se într-un fel pentru apărarea credinței strămoșești și promovarea valorilor noastre culturale și spirituale. Poporul român a fost întotdeauna un popor credincios, de aceea generațiile care urmează de după noi să fie ca și noi cinstitori ai acestor eroi, prin care națiunea noastră românească și-a structurat identitatea în istoria controversată sau zbuciumată care au trăit. În calitatea mea de ierarh al locului, vă mulțumim tuturor celor care au participat la această manifestare frumoasă de Sfântul Ilie. Pe aceea vă mulțumim autorităților județene ale celor două județe din Bacău și Roman care sunt aici, a preoților care au organizat această frumoasă manifestare a Centrului Eparhial de la Roma, a Părintelui Parov de aici, Părintele Cărlescu, și se știe faptul că au plecat foarte mulți preoți, călugări, care s-au nebunit în diferite locuri
și care au avut responsabilități deosebite în biserică. E bine, ei sunt aici și sufletele lor ne înconjură ca un or, ca un nor, ca o aureolă sfântă. Și credem că în aura lor ne vom structura și noi identitatea noastră creștină, ortodoxă și mântuitoare. Mulțumim domnule primar pentru această organizare și pentru faptul că ține flori permanent de la morminte, la monumentele acestea care amintesc de mormintele sau amintesc de morții care au căzut în diferite locuri în țară și în străinătate. Și sperăm ca această comună să fie în continuare una din comunele de bază ale județului Ilean, deși noi suntem mai la marginea comunității, dar faptul că autoritățile județului fiind adesea pe aici și încearcă să creeze proiecte și programe, este semnul că Dumnezeu voiește ca dealurile acestea, locurile acestea viitorești, să fie o oază de spiritualitate, o oază de reconfortare spirituală și materială a tuturor celor care dorește să cunoască aceste sate frumoase de răzești, arici și tare și care păstrează tot ai tradițiilor și frumoaselor obicei din zona aceasta. Acum, bineînțeles, compune lacrime și flori la mormântul, la monumentele eroilor și după aceea urmează sărbătoarea pe care a stabilit-o primăria specifică acestei zone și specifică satului nostru românesc, Stanița. Dumnezeu să vă binecuvânteze și salutăm prezența deputaților a celor care au responsabilități în politica sau politica țării sau în alte responsabilități ale structurilor administrative, economice ale țării, ceea ce semnează că prezența lor ne asigură că ne vor sprijini ca să ducem mai departe această frumoasă tradiție în locurile acestea pitoresc ale județului Ilean. Vă mulțumim! Urmează depunerea de coroane în timp ce se va intona imnul eroilor. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului depune un buchet de flori în monumentul eroilor. Pregătește instituția prefectului județului Neamț din domnul prefect Vasile Panaite. Depune coroană domnul prefect Vasile Panaite al instituției prefectului județului Neamț. Se pregătește domnul consilier personal al domnului Ionel Arsenie, președintele Consiliului Județean Neamț, domnul consilier Octavian Bărbuleț. Depune coroană domnul consilier personal Octavian Bărbuleț al domnului președinte Ionel Arsenie al Consiliului Județean Neamț. Se pregătește doamna consilier Florentina Cărlan, delegată a doamnei prefect Maricica Coșa. Din partea primăriei Comunei Stănița și a Consiliului Local.